Ta, da? Mine, da. A ta, da. Pleci. Ok. Bună, Nuța, și bună, Daniela. Bună. Ne vedem cu Nuța, Daniela, pentru prima ei sesiune de curățare. A mai avut, a curățat fiul, Nuța? Da. Înainte? Și îmi pare că ai mai avut o sesiune. Sau n-ai avut? Încă una. N-am mai avut. Asta e bine. Bine, bine, bine. Hai să citim punctele. Da. Când l-am născut pe Iulian, băiatul, da? Am avut un travaliu de vreo 20 de ore. Foarte greu l-am născut, sâmbătă dimineața, în jurul orei 5, și am avut un sentiment de neliniște și îngrijorare mare, neliniște pe care o simt și acum. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat din punct de vedere ezoteric. La 23 de ani am avut un accident de muncă la mâna dreaptă, deci tot dreapta. Nuța? Da. Da, dreapta. Bine, mi-am prins mâna la o mașină și am avut 4 degete zdrobite, deci tot cu degetele. Au urmat 3 operații, aș vrea să știu ce s-a întâmplat atunci. Deci precizăm că și acum câteva zile nu ți-a avut iarăși un accident la mână, tot mâna dreaptă și un deget și-a prins la o mașină. Da. Ok. Între 35 și 40 de ani am fost nevoită să-mi scot toți dinții din gură pentru că aveam lucrări cu diferite materiale care au făcut reacții între ele și corpul nu le-a suportat niciun fel de material metalic și mi-am făcut proteză totală pe care o am și astăzi și mi-este bine. La 40 de ani am avut o hemoragie puternică și m-a operat histerectomie totală, adică mi-a scos tot aparatul genital. După 50 de ani m-a depistat cu noduli tiroidieni, nu iau medicamente, folosesc uleiuri doTERRA de un an și jumătate. Ah, nu trebuia să pronunț. Anulăm, mă rog. Și aș vrea să știu, din punct de vedere ezoteric, ce se întâmplă în corpurile mele. În jurul vârstei de... Trebuie să spuneți uleiuri esențiale pure. Uleiuri esențiale pure. Așa. În jurul vârstei de 40 de ani eram în biserică și la un moment dat am simțit că am o greutate mare pe umărul stâng și că nu mai suportam și am ieșit afară. Aș vrea să știu ce a fost acolo de atunci. Am avut multe probleme și coloana verticală, coloana cervicală și lombară, gâtul înțepenit cu tot cu umăr. Tu acum ce legătură ai cu biserica, Nuța? Nu mai am mers de mult. N-ai mai mers, dar în casă mai ai icoane, obiecte de cult? Mai am câteva, pentru că tata încă este în viață, îl am aici în Timișoara la un cămin de bătrân și îl mai aduc din când în când și nu pot să justific de ce n-am icoană. Adică el când intră în casă trebuie să vadă icoana. Uh-huh. Fiind bolnav de Parkinson, uh-huh, în gradul 4. Okay. Și îl duc în depresie. Bine, dar tu trebuie să tai toate legăturile mereu, că alea deschid portale. Ai văzut prin sesiuni, da? Am văzut, tocmai înainte de a avea accidentul, exact o zi înainte de a avea accidentul, am adunat o plasă de lucruri pe care le-am pus la container. În doua zi am făcut accidentul ăsta. Ok. Nu trebuie să-ți fie frică de ei, da? Nu. Fără frică, fără nimic, orice acțiune o faci, știi cine sunt, ce sunt și că n-au putere, atâta timp cât tu nu le dai, prin frică sau altceva. Dacă am karmă cu soțul meu, Dorel, copiii Iulian și Georgeta, nepoata Giulia și nepoțelul care va veni de la Giulia, da? De la Gina, de la Georgeta. De la Georgeta. Fica mea. A, fica ta. Așa, Giulia este nepoata de la băiat și va veni de nepoțică băiat. De la Georgeta. Ok. Un nepoțel va veni. Da. Sunt cam multe puncte, o să atingem ce putem, da? Că sunt multe de investigat și noi scopul, știi că în sesiunea primă este de a scoate entitățile, a le depista și scoate. Vedem ce ne reiese din sesiune. Petrea, mama, este tată. Deci părinții mei, Petrea, mama Ileana, decedată, sora mea mai mică, cu 18 ani, Mihaela, și fratele meu, Gheorghe, și să le transmitem, lor le transmitem informații și dacă reiese ceva, karma este, Nuța, tu știi, că nimeni nu vine într-o familie, într-un loc anume, într-o viață, fără să aibă, să fie mai fi fost cu aceste persoane, da? Că așa așa preiau entitățile. Da, și eu cred că și soțul actual
Ajut sora mea, care este mai mic decât ea, cu vreo 3-4 ani, cred, după a doua căsnicie a ei, și acum a făcut un copil cu el. Cred că e tot în karmă, pentru că eu pe copilul ăsta, fiind vecin aici în Timișoara, eu l-am salvat de la moarte, avea vreo 2 luni. S-a necat cu biscuite, mama s-a panicat, a ieșit cu el. Da, sunteți un grup de suflete, da? Care ei le-au tot perindat prin vieți, le-au tot băgat, adus entitățile. Ei s-au cunoscut niciodată până când s-au întâlnit și s-au unit. S-au întâlnit în Anglia. Da, hai să vedem mai departe. Dacă este o cauză ezoterică în lipsa mea de concentrare și de ce nu am putut să învăț nicio limbă străină și dacă acum este posibil să învăț. Nivelul de conștiință la început și la sfârșit și tăierea tuturor programelor nebenefice și programelor religioase de toate felurile pe care le-am avut de-a lungul vieții. Curățarea și deschiderea canalului de abundență benefică. Am uitat să spun că am mereu o arsură în piept care merge spre gât și o simt de cele mai multe ori ca pe o rană care mă scurge de energie. Astea sunt punctele. Deci, atingem ce se poate, da? Eu știu că fac tot ca și coordonator, nu? Să atingem și întreb la sfârșit, uneori mai supăr telepatul, că e obosit și... Aș vrea să mai adaug, dacă îmi permiteți, am spus de colon iritabil și în tot aparatul digestiv. Am avut probleme foarte mari pe care acum mă simt mai bine decât cu uleiurile astea. De-aia cred că am și uitat să spun. Da. Dar problema cred că mai este. Ok. Ha, că vedem ce ne apare, da? Deci asculți, intri și tu, adică fac inducția. Dacă intri este ok, eu o să vedem, intri, nu intri. Dacă nu intri, nu ți asculți, da? Da. Și eu te mai întreb pe parcurs. Cum ești? Ce faci? Bine. Încep inducția. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și cu fiecare respirație ta îți dublezi această relaxare pe toată durata inducției. 8. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. 7. Simți cum spatele tău se îngreunează. 6. Abdomenul este greu. 5. Pieptul este greu. 4. Mâinile sunt grele. 3. Capul este greu. 2. Pleoapele sunt grele. 1. Corpul greu.
Acum voi număra de la 1 la 3. Iar Tonuța, mergi într-o amintire sau un vis. Daniela, cauți și te conectezi telepatic cu sufletul Nuței. 1, 2, 3. Ia să vedem, Nuța, ce percepi? Nu văd nimic, în schimb, aici plexul solar am o tensiune, o agitație. O agitație? Nu te aud bine. Deci am o agitație, plexul solar, ați început inducția. Da, de când am început inducția, da? Ok. Și o simți? În plexul solar spui? Tensiunea asta o simt, deci asta este tensiunea pe care o simt de câte ori sunt agitată, am o problemă cu gândurile către copii, către băiat. Deci asta e tensiunea care o... care o simți, da? Da. Păi, hai să vedem... Daniela, da. Ce percepe? Și o să vedem ce e cu tensiunea asta, Nuța, da? Daniela. Da, eu am identificat-o. Deci am văzut-o din timpul inducției. Este ca un gen de catedrală. Se prezintă în înfățișarea din viața aceasta. Uh-huh. Chiar cu forma actuală, ca să zic așa. Uh-huh. Suntem... un gen de catedrală, biserică, este în capăt, cum ar veni, îmbrăcat, parcă ar fi papa. Da. În alb, cu acel sceptru și acel coif. Tot alb, dar cu inscripții aurii. Da. În fața lui este un șir de... persoane ar părea, dar nu sunt persoane. Uh-huh. Toți îmbrăcați în tunică albă. Pe cap nu au nimic. Uh-huh. Printre ei se află și ea. Uh-huh. Cam pe adică... la jumătate a cozii, ca să zic așa. Ca și cum toți se apropie să îi binecuvânteze acest presupus papă. Da, și ea este tot în tunică albă îmbrăcată? Este tot în tunica albă, da. Adică cei ca și enoriași sunt toți în tunica albă. Da. Dar aceștia nu sunt suflete. Da, am înțeles. Sunt doar o proiecție. Deci este o scenă energetică, practic, o proiecție. Pe măsură ce se apropie de acest papă, parcă pe la jumătatea cozii, ca și cum ar fi, cum să zic, bucuroasă sau... sentiment de bucurie că ajunge să fie necuvântată. În timpul inducției am atins-o și mi-a făcut semn cu calm că da, imediat stai să ajung. Uh-huh. I-am trimis informații. Da. Se pune, deci așa e scena, când mai are puțin să ajungă, parcă ceva o nedumerește sau... simte ca ceva, o energie în plexul solar care o face să iasă din șir și să se pună iarăși în capătul cozii, cum ar veni. Uh-huh. Iarăși ajunge până în aproape, iarăși se pune în capăt. Și asta e repetitivă. Și asta este o scenă repetitivă, da. Ca și cum are anumite convingeri, după care ceva îi pare că o face. Nu e în regulă. Nu e în regulă, dar nu ajunge să se concreteze, să se... Să-și clarifice aceste da. Idei. Uh-huh. Parcă în partea unde este coada și este acest papă, culoarul în sine, ca și cum ar fi luminos.
tot în alb. Ei, dar dacă ne uităm împrejur, în acea presupusă catedrală, este o construcție urâtă, negricioasă, cu turnuri ascuțite. Deci, asta cum interpretăm? Ca o percepție a sufletului? Nu ți-ai? Adică vis-a-vis de convingerile care le avea dinainte? Da, ea mi-arată scena asta, așa am găsit-o eu. Practic, dacă ies, cum ar veni deasupra la construcția respectivă, este un gen de bulă, bulă temporală, iar deasupra este un păsăroi mare, mare, mare de tot, de desubt alți doi un pic mai mici și o ceată de fedeleuri. Da. Deci, practic, sufletul a vrut să arate asta? Zi, tu, te rog. Da, ca și cum ar face parte dintr-un gen de proiect. Dar ea, practic, e singură aici. Acel papă are chiar ochii roșii. Probabil că, pe măsură ce ea se apropie, el percepe mai bine. Dar totuși încă nu e sigură. Și de aia o ia de la capăt. O ia de la capăt ca și cum să câștige timp să mai gândească. Să se mai clarifice. Ok. Dar am văzut ce ne-a transmis sufletul, da? Tu, Nuța, percepi ceva? Nu, nu percep nimica, dar agitația asta ce am în plexus solar, așa parcă mă... Bine, hai că rezolvăm acum, da? Atunci, Daniela, să... înghețe scena cu ăștia toți, că înțelegem că asta a vrut să ne arate sufletul, nedumerirea asta lui, să tai legăturile cu toți. Își pune așa degetele în gură, îi transmit informația, are aici 12-18% grad de conștientizare. Da. Parcă e nedumerită. Zice, cum adică să îngheți? Așa, prin voință. Adică îi blochează pe toți ăștia așa. Ca să studiem ce se întâmplă. Că uite, corpul fizic simte această agitație pe care o simte și sufletul, da? Da, zice, și cum? Ce să fac așa? Și așa, așa, cum fac eu din deget. Uite așa, pac! Dacă vrea așa. Da, ridică așa din numeri și zice, face așa cu amândouă mâinile. Și, da. Și acum ai bucurat să se uite la mine și a, am putut. Fii sigur că da. Da. Așa, îngheța scena, taie toate legăturile și face sabia de lumină, de vibrație foarte înaltă. Da, se scarpe în cap, nu-i prea hotărâtă. Păi, a văzut atâtea sesiuni de hipnoză, partea conștientă, Nuța. Da, dar zice că încă nu s-a lămurit, în sensul că sunt care zic că totuși ființele astea adevărate de lumină. Păi da, dar noi nu le tăiem, le tăiem provizoriu, spune-i, că ca să putem, trebuie să le tăiem alimentarea, pentru că ea... partea subliminală, îi alimentează pe ăștia cu energie. Și ca să putem să menținem scena asta înghețată și să-i aducă în față, trebuie să studiem, da? Trebuie să taie legătura. Să taie alimentarea cu energia acestor ființe. Pentru că trebuie să vedem, sunt ființe luminoase sau ce-or fi? Da, i-am trimis informația, zic, uite, taie de moment, după aia zic, treaba ta. Păi se poate oricând. E atât de simplu. Mai făcut acum așa, poți să faci și același lucru. Da, aș face așa o sabie, pare un pic mai scurtă și se uită așa la ea și taie. Hai, să vedem. Da. Dacă a tăiat legăturile. Da. Acum să îi aducă pe toți, toate aceste ființe, ce am văzut aici,
sunt în sfera ei energetice. În sfera ei energetică, ea decide, fiecare suflet decide în sfera energetică. Este șeful. Și atunci, toate aceste ființe trebuie să, atunci când le spună să vină în față și le va pune într-un cilindru de lumină, de vibrație înaltă, ca să le studiem și să vorbim cu ele în condiții de siguranță, ele vor asculta. Da. Eu mi-am întărit, cum ar veni, un pic protecția. Și eu o să-mi fac. Știind că sunt foarte mulți, așa. Mm-hmm. Și zice, hei, hei, nu pleca. Stai aici cu mine. Zic, dar nu plec. Zic, sunt aici. Zice, frec așa mâinile ca copiii amici. Zice, da, hai, le zici tu ca și cum să vorbesc eu cu ei. Aici este responsabilitatea ei, a părții subliminale, da? Ea face acțiunile. Noi nu putem face nimic pentru ea, zic, în decât să o îndrumăm. Da, zic, în primul rând blochează, e primul pas. Blochează-l. Și zice, cum să fac? Zic, exact cum ai tăiat și cum ai blocat și scena. Mm-hmm. Vreo 12 TDL-uri. 12 sunt? Mm-hmm. Și pe aia? Și pe aia mari. Ai. Mari? 1 plus da. 2, păsăroi. 1 plus 2, da. Mm-hmm. Ăla mare de sus e Rafael. Da? Da. Rafael mm-hmm. și Gavril nelipsiții. Da. E și Gavril între ei, alții doi? Da, Mihail și Gavril jos și ăsta mai sus. Ah, ăsta e Rafael sus și jos Mihail și Gavril, da. Ok, deci trei arhangeli. Trei. Bine, i-a blocat pe toți și i-a pus în clopote de lumină? Cilindri, bule, da. Orice poate să facă, da? Orice construcție de lumină. Iar ei înțepeniți până la gât. Să nu facă acțiuni. Stai așa că mai sunt doi îmbrăcați în bucătari. Da. Doi reptilieni în spatele ăștia. Intră pe niște uși ca la restaurantele acestea din filme americane. Mm-hmm. Alea de da. Fug așa, în zigzag, unul pe o ușă, unul pe cealaltă. Să-i prindă, blochează, adică. Și aduce în față. Pe reptilienii bucătari. Ăștia sunt legați amândoi de o mantidă. Da. Când se prezintă cu costum de bucătăriasă, când de cucoană, ca și cum ar fi șefa restaurantului. Mm-hmm. Amândoi sunt prinși de ea, cum ar veni, ca și cum ar fi în... Subalternii ei, să zicem. Subalternii. În spate, la mantida asta, mai sunt patru grei. Așa. Ca și cum ar fi Piccolo. Uh-huh. Așa se prezintă. Deci e echipa. Deci formează ca un X. Uh-huh. Mantida e în mijloc. Da. Doi grei și un reptilian și doi grei și un reptilian. Uh-huh. Ok. Îi transmitem informația sufletului, cum că aceste ființe de cele mai multe ori se prezintă, schimbă forma, folosesc holograme, schimbă forma, preluând o informație foarte comună din mintea cu care lucrează partea subliminală, da? În corpul respectiv, în cazul nostru, din mintea nuței. Și fiindcă ea lucrează în mediul acesta, ei s-au costumat așa, pentru exact. Pentru a părea foarte natural, deci pentru a păcăli sufletul. Asta este ideea, asta îi spune în sufletul. Da. Ce zice de treaba asta, suflet? Începe să se gândește
Apar scene, scene, ca și cum ar fi ecrane cu anumite situații ce se întâmplase la locul de muncă. Ca și cum încearcă din mai multe piese să formeze un puzzle. În momentele de disperare, de grabă la servici, când avea mult de lucru, își dă seama că se întâmplau lucruri ciudate. Ca și în ultimul accident. Da, nu neapărat la accident, ci că o văd gătind și știa că avea produsul acolo lângă sau ce-i trebuia și când se întorcea, nu mai era acolo sau nu mai găsea. Sau... Păi ia să blocheze scenele astea, când nu mai găsea înainte, dar nu mai găsi și să vedem cine făcea acțiunile astea. Adică să vadă suflet. Sunt grei și patru. Plimbă pe acolo, prin bucătărie, așa. Îi mută lucrurile, îi... ca să-i creeze o stare de ansietate și de stres și mai puternică. Baza asta se scadă vibrația. Da. Foarte mult și de multe ori autostima, pentru că se supăra pe ea că fiind îndemânatică sau că da. Chestii sau că n-ar fi ieșit lucrurile, mâncarea așa cum ar fi așteptat, cum ar fi vrut. Da. A înțeles că aceste ființe fac acțiuni în sfera energetică și nu în beneficiul ei, da? Ia să le spună la toți, le dă comandă, toți din față. I-a blocat și pe ăștia? Pe... I-a blocat, da, da. Așa? Și la toți le spune că până aici a fost jocul, acum toți să-și ia forma originală. Toți. Foarte categorică și decis. Da, și se frăca așa la bărbie, se gândea și a pus mâinile în șold și le face semn așa că toți aliniați aici în față. Și tot are să-și ia forma originală. Are un gen de șorț alb și îl desface și îl parcă dă cu el așa de pământ. Da. Și rămâne doar cu brațul stâng în șold, cum ar veni. Ca și cum îi ceartă pe ăștia. Spune că urmează acum asta, adică să se calmeze, că mai avem de făcut niște lucruri înainte, da? De exemplu... Da, crucișează brațele, zicem. Da. De exemplu, să ne arate energia aceasta care o simte și în plan în corpul fizic, de neliniște din piept, să se uite și să vadă ce este, ce fel de energie. Și cine o generează? Da, se uită, mă uit și eu pe frier. Este un gen de sală, de laborator. Iar acolo este o clonă. Pleacă din plexul solar energie către această clonă. Da. Dar, cum să zic, PS-ul ei este întreg, deci nu... Da. Pur și simplu energizează. Da, energie, o întrețin. O întreține, da. Așa. Este o clonă ce seamănă cu ea, dar într-o variantă un pic mai tânără, 35-40 de ani. Da. Atunci au... Clona asta este operațională, Daniela, sau este într-un pat? Nu, sau... eu văd întinsă ca într-un gen de cilindru, da, la orizontală. Și pur și simplu energizează. În momentul în care o energizează, ăștia au în cilindru respectiv, ies niște cabluri la un gen de computer, tot așa, un ecran. Cei doi reptilieni și... Bucătarii? Bucătarii. Și mantida. Mantida în picioare. Ăștia stau cum ar veni pe scaune la... Pupitru. Pupitru, da. La tastatură. Okay. Și, nu știu, apar tot felul de coduri, de date. Cine e șeful aici? Între ăștia mantida? Da? Stai. Ok.
Mantida este unul mai mare. Da, peste ei. Da, arată ca o caracatiță. Ca și cum ar avea până la gât umanoid. Da. Corpul, dar capul așa de... ca de calamar, de caracatiță. De tentacule, da. Ok. Să-l pună și pe ăsta în față, înțepenit până la gât, ființa asta ce-o fi. L-am înțepenit eu. Da? Deci a făcut acțiuni? Mm-hmm. Închisă. Ok. Hai să... În primul rând să taie alimentarea la clonă. Să vedem ce se întâmplă, ce fac entitățile. Bine, sunt imobilizate. Dar da, dacă țipă taie vreuna... Și parcă se sperie, știi? Pentru că a văzut scena cu toate astea și sperie. Spune că nu trebuie să o sperie nimic. Asta era... Asta era, de fapt, starea, de fapt, da? Important e că a observat... Da. Că știe acum despre ce este vorba. I-a identificat pe toți ăștia, maestrii proiectului, și avem șeful pe care aș vrea Daniela să-l interogheze partea subliminală pe caracatița asta. Și să întrebe care este scopul acestui proiect, cu mult curaj. Da, parcă respire așa ca și cum și-ar lua curaj, aer în piept și îi spune ce măgărie e asta. Ea povestește. Ăla râde, se ține de burtă. Zice, pași tu pe curajoasă, dar și iarăși râde. Zice, faci pe tine de frică, așa zici. Da. Ea spune că de făcut nu face, pentru că acum a înțeles și nu mai face de frică. Și a înțeles că toți, deci sunt conștientă, să le spun. Am conștientizat și știu că voi toți, ființele astea, sunteți în sfera mea energetică și am puterea asupra voastră. Deci s-a terminat cu... mascarada. Da. Ăla încearcă să o sperie. Și nu cum... se sperie, da? Uh-huh. Acum știe. Îi dăm toate informațiile încă o dată. Despre părțile subliminale, despre aceste entități, care este scopul lor, proiecte, tot. Și acum să-i spună la caracatiță să-i explice în două cuvinte care este proiectul. Clona aia îi lua energie, îi producea acele stări de agitație, neliniște, dar observăm că nu e o clonă funcțională. Adică sunt o echipă de... Da, că nu venea cuvântul. Adică... Zice, nu cunoașteți voi proiectul nostru. Da? Care este? Să ne spună. Ce dacă... vorbiți ca să vă aflați între ea. Că cunoaștem sau nu cunoaștem, ideea e că acum a conștientizat. Va hrăni această clonă, zice, până în momentul oportun, când va fi pusă în funcțiune, ca să zic așa. Da. Păi ia să întrebe. Să întrebe partea subliminală. Mai hrănește? Mai vrea să hrănească această clonă? Nu face. Face așa cu degetul. I-a tăiat alimentarea la clonă? Da. Ah, ok. Ce se întâmplă cu clona dacă nu mai are energie? Sară aia doi de pe scaun, cum ar veni. Vine și mantida. Parcă și niște grei. Agitație mare. Agitație mare, mare, da. Ok. Acum să le spună, până aici v-a fost băieți, dați contractele. S-a terminat. Nu vă mai permit să faceți acțiuni și nici nu mai permit
să particip în acest proiect. Deci vreau contractele. Toți. Toate punctele, subpunctele, oglindirile, copii. Da, ăia pregătesc ceva. Nu vor să dea niciun contract. Nu? Bine, să pregătească și partea subliminală, să deschidă vacuumul galactic. Și să le arate că este foarte hotărâtă să-i arunce în vacuumul galactic. Pe toți. Zice, nu chiar, nu că sunt foarte hotărâtă, dar zice, chiar îi arunc. Așa. Deschide vacuumul galactic. Da. Să-i arunce Daniela, dacă e hotărâtă. Să dea cu ei acolo. I-a trimis, da. Da? Închide. Mantida, reptilienii grei și caracatița. Okay. Uh-huh. Bine, închide acum vacuumul galactic. Da. Și vreau să ne spună dacă mai simte această agitație și o întreb și pe Nuța acum. Nuța, mai simți această agitație? Așa, ușor, ușor să muncesc, să mă liniștesc, dar la un moment dat venea să mă ridic, să plec. Nu are nimic, poți să faci ce vrei, da, în timpul sesiunii. Tu poți să faci, ai libera, da, orice poți vreau să faci. Ce am simțit acum, exact asta am simțit atunci când l-am născut pe Ilea, după okay. Când mi l-am și l-am văzut. Bine, hai că o să vedem. Tot ăștia erau, da? Deci, hai să... Daniela, pe uite, mergem acolo, da? Și elimină de acolo această stare. O eliminăm. Această emoție. Număr de la 1 la 3 și mergem în momentul când a simțit pentru prima dată această emoție de agitație. 1, 2, 3. Adică când a născut. Nu suntem în viața asta. Ok, atunci am zis prima dată. Foarte bine, Daniela. Mergem aici, unde prima dată. Suntem în Polonia, în ghetou Varșovia. Uh-huh. Al doilea război. Da. Este tânără femeie. Uh-huh. Parcă chiar seamănă cu înfățișarea ei din viața asta, când era un pic mai tânără. Uh-huh. Până în 26-27 de ani. Da. Este multă foame, multă durere, stare de inaniție extremă. Ea se plimbă cu bebelușul în brațe pe o stradă. Sunt cadavre, oameni care au decedat, alții foarte slabi. Da. Este tunsă scurt, parcă ar fi tunsă cu ciobul. Gen de sacou, murdar ruciugos și o roche maronie. Ridică-ți vibrația un pic, Daniela, dacă e nevoie. Ridică-te mai sus și vezi de acolo. Faci un ecran. Da. Murdară. Un gen da. De pantofi care ar fi trebuit să aibă și returi, dar nu-i mai are. Uh-huh. Cam vreo 2-3 luni are bebelușul, uh-huh. Dar înfășat, într-un fel de păturică croșetată. Este decedat. Uh-huh. Se plimbă prin fața clădirii și îl leagănă. Da. Disperare. Deci a murit în urma unui... Atac, bombardament sau ce-a fost? Nu e atac dacă e ghetou. Ce a, e ghetou. Ah. Din cauza foamei. Foamei. Uh-huh. Mizeriei, lipsuri. Uh-huh. Deci nu aveau nimic aici, da? Uh-huh. Este decedat deja de vreo 4-5 zile. Da. Dar nu vrea să se desprindă de corp. Uh-huh. Practic... ca și cum a nebunit. Deci îl leagă în continuu și se plimbă pe stradă, în sus, în jos, în jos. Îl mai strânge la piept, iarăși. Acest copil, Daniela, adică sufletul care a fost în acest da, copil, e fiul Iulian, da? Uh-huh. Okay.
De aceea a simțit la naștere Da. aceeași emoție, da? Această emoție. Da. Bine. Acum a înțeles partea subliminală că i-a fost produsă o punte, da? A căzut jos în genunchi și și-a pus mâna la gură și plânge cu jale. Îi transmitem toate informațiile aici, în viața aceasta din Varșovia, că a trăit mai multe vieți, trăim sufletele, venim în mai multe încarnări și tot ce știm și ce am văzut și venim aici suntem, am venit pentru că analizăm situația sufletului care a fost și acolo și care este, care a fost aici în viața asta din Varșovia și noi venim din viitor. Mă Toate informațiile. interesează pe mine. Nu mă interesează pe mine ce mi-ndrugi tu aici. Asta este o durere cumplită, că vii din trecut sau că vii din viitor. Dar durerea este cumplită, cred că eu sunt în măsură să știu ceea ce spune. Însă noi trebuie să gestionăm aceste lucruri. Iar că nu am putut să gestioneze, cine este aici? Cine o împiedică să gestioneze situația aceea? Daniela, din punct de vedere ezoteric. Este entitate, dar este entitatea grogorului respectiv, a situației respective, este un dracu demoniac. Deci, plus că aici s-a rugat iarăși foarte mult. Bine, noi îi dăm toată informația, o interesează, nu o interesează, acolo, aici, în viața asta. Da. Ideea e că ne întoarcem, aici și acum. Și Nuța, care este cu noi, a înțeles și partea subliminală, cred că aici și acum a înțeles care este situația. Deci veniți aici și acum, 1, 2, 3. Pentru că chiar ea, partea subliminală, ne-a arătat sursa și cauza acestei emoții. Da? Da, se Nu strânge de înțelegea inimă, personalitatea aceea de acolo. se strânge de inimă ca și cum ar curge cheaguri de negre, așa, de sânge, și ca și cum s-ar apăsa de sân. Știi, când te apeși de sân să ia, pe sân să iasă laptele, cam așa se strânge de inima energetică și ies acele cheaguri. Poate să facă și altfel, să-și crească vibrația. Pur și simplu își crește vibrația și va ieși afară. Tot. Știe un suflet cum să-și crească vibrația. Și tot ceea ce este de vibrație mai joasă și care nu-i aparține, va ieși afară. Te număr de la 1 Da. la 3 și face asta. 1, 2, 3. Da, are un gen de cască pe cap, parcă ar fi de motocicletă, dar după aia parcă de astronaut. Da. Iar geamul este foarte aburit. Rafael. De la Rafaelia. Să dea casca jos, da? Scoate casca. Da. Practic are legătură cu visul. Deci când i-a spus că a dormit și a văzut acel ochi. Da, scoate casca și parcă acum are părul mai lung, dar cleios și parcă fața energetică, ca și cum ar fi căzut așa, ștearsă, arată ca o plastelină care se scurge. Acum aș prinde așa capul și își Mâinile. aranjează. Acum arată mai bine? Adică a reușit să-și refacă structura aici? Uit la ADN pentru că spre ea forme. Da. A apărut în cap de Horus.
Asta era cu ochiul. Da, Practic. orusul era cu ochiul, da? Așa. Uite-te la ADN și vezi ce ADN e, Daniel. Structura. Deci, practic, de-abia 28% al ei pur, cum ar veni, restul mafrântori. 32 reptilian, 24 mantid, restul de la alte rase. Rase. Uite, îi spunem să scoată afară tot acest ADN care nu face parte din ea. ADN adăugat. Prin hibridări, prin toate procesele care le-a suportat de-a lungul existenței. Da, curăță. Și în același timp prepar lanțul de spiralele, da? Da, repară toată structura în sine. Face așa și îmi zice, acum știu eu. Zic ce anume. Zice, de ce atâtea probleme de sănătate? Practic, ADN-urile astea provenite de la mai multe rase nu erau compatibile între ele. Și încercarea asta de a se fuziona, de a se crea probleme. Ok. A scăpat de ADN-ul ăsta? Și a refăcut? Da. ADN. Daniela, dacă e nevoie, ia uite-te ce te deranjează. Asta mă uit și tot. Uite-ți număr de la 1 la 3 și merge exact la cauză. 1, 2, 3. Ăștia trei, arhanghel, chit că-s blocați. Fă un zid spre ei, de vibrație înaltă. Și să ardă tot ce vine dinspre ei, da? Să le trimitem înapoi, practic. O oglindă, nu știu, ceva. Da. Așa, să li se întoarcă înapoi ce trimit. Acum mai vedem, mai are ceva? Structuri? Sufletul? Mai are un gen de tunică. Dar parcă e prinsă ca ațelele acestea la bluze ca să le agăți pe umeraș. Are niște ațe aici și sunt prinse de urechi. Da. De ce este așa? Știe să ne zică? Partea subliminală? Se uită la ea și face așa că nu. Nu. Să scoată și tunic. Ridică de tunica asta ca și cum nici nu știa că oare. Oare. Să scoată cu ațe, cu tot. O pune în față. Ia să vedem, să agită cineva din toți ăștia? Acuie. De leurile. Da? O arde. Da, arde, mă uitam în spate. Are un gen de structură metalică în formă de cruce. Da. Începe de aici, din nucă, cum ar veni, până în zona lombară. Iar partea de sus a crucii anulez pe umeri, în spate, pe trece da. Pe omoplați. Orizontala, da? Partea orizontală. Da, partea orizontală. Cine a pus asta? Care dintre ele? Fedeleurile. Tot fedeleurile? Multe au făcut ea. Ca și cum i-au pus pe cetia. Da, da. Când se ruga ea în biserică. Au venit și au pus asta. Asta o să scoată și crucea asta. Ca și cum
E omul lor, știi. Mm-hmm. Să scoată crucea asta și să le Crucea spună. asta are șuruburi prin ceacre, cum ar veni. Da. Și când a scos-o, a ieșit așa, cu șuruburi. Foarte bine. O arde. Le spune la fedeleurile și neamul lor că nu mai poartă așa ceva. Și din fizic, deja de ceva vreme, refuză să mai accepte programele lor și refuză să le mai permită accesul. 80-85%. Ce? Undeva acolo a rămas. A rămas o ceva de teamă, de da, ceva era, da? De... da. Spune-i să scoată afară toate programele. Toate bine, că tot de programele la ei de erau induse. Și emoții, dacă e frică, dacă e ceva, tot scoate afară. Are în genul sânilor un gen de sutien, dar parcă ar fi din plumb, deci metalic, așa, greu, ca și cum i-ar apăsa zona asta a sânilor. Și ăla jos. Da, creându-i deranj aici, sub sân, cum ar veni structura. Al cui ăsta? De la, ți-am spus, de la fedeleuri, da. Ah, ăștia. Deci au, practic, au închis-o, da, în structuri peste structuri. Da. Scoate și pe aia și asta, o distruge, o arde. Da, se parcă se prinde așa de sân și ca și cum o durea și energizează. Ok. Că mai avem puțin și oricum o să energizeze tot corpul. Are niște mănuși până deasupra de cot. Da. Ca și cum ar fi fost albe, dar acum sunt negre. Da. Chiar și le-a pus ea. Da. Ca protecție sau ce? Ca protecție, da, să nu preia, să nu se murdărească. Păi și oricum tocmai aici a fost atacată. Două accidente, da? Da. Unul mai tânără, și-a rupt patru degete. Mâna dreaptă, să ne uităm ce e la mâna dreaptă. Și ultimul accident, acum, da? După ce... Acum mă uit, că mi-am spus să dea jos mânușile astea. În momentul în care le-a dat jos, are mâna bionică. Da. De la cot. Mâna dreaptă, mâinile. Amândouă. De ce? Știe și amintește când a primit mâinile astea? O văd pe un scaun acolo, în laborator. Da. La acei reptilieni. Da. Este cu gura deschisă. Cu reptilieni aia bucătari? Mhm. Deci, ok. Înțeleg ce-i fac. Îi bagă niște substanțe sau ce prin gură. Ca să poată să primească mâna asta, mâinile astea. Deci bagă, îi pune ca un fel de suport de căluș. Da. Ca și cum au încercat să introducă ceva. Ca un tub ce coboară pe sofac, prin tot... O substanță. Înainte nu-i pusese călușul când au încercat prima dată. Și ca și cum i-a mușcat. Ok. Și acum s-au pregătit. Da. Deci introduc tubul respectiv și se scurge în zona stomacului, în gen de lichid verde. Verde mai închis, un pic la culoare. Nu știu, iar
Lângă cum ar veni este acel tub vertical, orizontal, Da, scuze. orizontal. Făcea parte, era legat și de clonă cu un proiectul Da, ăla, da, care a fost. proiectul ăla îi făceau, da. Ok. Deci asta a fost, pentru că toată echipa asta am dat-o afară. Astea mai Da. erau relicvele rămase, da, Da. arde mănușile. Dar și contractele o să, contractul o să-l scoatem De la, sus. da, de sus. Hai să vedem cu ăștia. Deci mai e ceva, mai are în afară de Mă uit. mâinile bionice? Mâinile bionice, oricum, a scos și ADN-ul lor, da? Deci cred că Da. s-au refăcut și mâinile. Se refac. Se refac așa. Ma apar ca o gelatină transparentă, cum ar veni și încerc să și face așa cu mâinile și se uită la ele. O să, Daniela, dar aș vrea să ne uităm de ce. Care e cauza pentru care accidentele astea la mâna dreaptă a provocat-o cumva? Adică nu vreau să sugerez nimic. Uite, număr de la 1 la 3 și mergem la cauza care a provocat și primul accident și al doilea, dacă este aceeași cauză. 1, 2, 3. Deci o văd pe ea cu acel aparat în mână și greiul ea pasă. Dar ei vroiau să-i accidenteze mâna asta, mâna dreaptă. Ca să-i scadă stima de sine, să nu mai poată lucra sau ce vreau să fac? O Nu. indisponibilizeze? Să coreleze accidentul, să-i dea ei de gândit cum că vezi exact cum ne-a spus la început, că după ce a aruncat anumite obiecte de cult, i s-a întâmplat accident. Ah, înțeles. Ca și cum să perceapă ea ca o avertizare, că Și se inducă frica, da? da, și așa s-a întâmplat de fiecare dată. Ea asocia mult accidentele cu anumite situații, fapte, ca și cum ar fi pedepse sau atenționări sau. Ok, și au vrut să întărească iluzia asta, cum ar veni. Ideea Exact. asta Da. ne Uite, n-am reală. făcut bine și. Ok, acum înțeles sufletul că nu pedepsește nimeni atâta timp cât nu permiți lucrul ăsta. Ăștia Da. atât așteaptă, citesc gândurile. Ia să scoată afară programul ăsta, dacă mai este, Daniel. Și toate programele ne benefice. Da, scoate ca un gen de rețea, de pânză, parcă ar fi, plină cu biluțe mici. Și ale lor, puse de entități și autoprograme, tot scoate care nu acționează înspre binele părții subliminale. Da. Ok, mai e ceva, vreo structură pe la picioare, că am ajuns încoace sau a avut scos Acum mă uit. aparatul reproducător. Deci, din zona asta, aparatului reproductor până jos, în tălpi, corpul energetic este înnegrit. Ca și cum acest aparat este sediul energiei sexuale, da? Care este o energie de foarte înaltă vibrație, ca să Da. zic așa. Puternică. Ternică. Practic, i-au tăiat conexiunea cu Da. această energie. Da. Și atunci nu. Deci nu energizează bine această parte de la bust în jos, cum ar veni. Ok, nu mai Ca și este acel cum aparat. a divizat corpul în Da, două. da. Dar spuneai că nu mai este acel aparat în fizic, acest aparat reproducător, doar că în plan energetic are toată structura, da? Este așa cum trebuia să fie ea. Și atunci poate să și refacă circuitul energiei, da? Ca să-și energizeze și zona aceasta. Energizează, da. Așa. Și o să vedem după aceea că mergem cu chakrele care au rămas de unde a Care scos că cu ele. în fizic avea, nu știu, așa îmi vine mie, ca și cum
deranj, o durere în zona genunchilor, la ambii. Ca și cum ar suporta o greutate, o apăsare. Nu? Da, energizează un pic zona asta. Și la călcâie, văd, iarăși. Nu? Ea credea că de la papucii, de la încălțămintea, de la muncă. Că n-ar fi comos. Sau că ar sta mult în picioare. Simțeai, Nuța, deranjamente? La genunchi drept, de multe ori simțeam așa ceva, ca și cum nu mi-a mai permis să-mi îndoi genunchiul. Era ceva așa acolo. Da. La călcâie am avut, dar cu ani în urmă am avut. Păi, oricum ceva ele... gen de pinte. Da, pinte. Da, pentru că ele există în energetic, da? Să scoată și ăștia, toate astea să le scoată. Da. Îi spună să se mai umfle încă o dată, dinăuntru în afară. Da. Mai sări ceva? Nu, n-am mai sărit nu. Nimica. Okay. Acum să-și facă o împământare stravă. Da, trimit acum informația. Duce energie de la spiritul liber și necontaminat. Cum trece prin tălpi. Ați zice, ai ce cald, ce cald, ce cald. Așa, duce da. Energia. Chakra 1, clar. Ca și cum n-a rezista. Da. Punctuleț, mic, mic, mic. Ies ca un fel de pergamente. Ce pergamente? Da. Mă uitam ce cu pergamentele astea. Am înțeles, da. Da. Ce? O 1642. Da. Văd că îmbrăcată în cardinal. Da. Cu acea tunică roșie și cu chipiul ăla în... deasupra. Da. Scrie. Da. Tot felul de chestii legate de femei. Așa. Cer să văd ce vei. Tot felul de decrete de lege, că cele care fac adulter, că avorturile, că nu știu, chestii de genul ăsta. Făcea niște legi. Mhm. Împotriva femeilor, da? Da. Ok. Da, vezi că asta e legătura și cu partea asta, ca și cum ar fi karmatică. Faptul că i s-a scos apăratul, da. Da. Așa. Chakra 2. Isă. Chiar numai un punctuleț, chiar numai un punctuleț se mai vede. Da. Are ceva friși totuși legate de viitor. Văd o preocupare un pic în legătură cu pensia. Gânduri. Gânduri, oricum. Și de băiat. Partea materială, de... da, da, da. Multe. Aici, din plexul solar, ca și cum îi pleacă energie spre toți membrii familiei. Da. Cele stringuri cu ei, ca și cum ar încerca pe o parte, la nivel subliminal, să le transmită informație, dar practic este un consum de energie din plexul solar, ca și cum da.
iar hrăni. Uh-huh. Adică se preocupă mult, vrea să... Da, pentru ei. Pentru toți, se tot gândește și consumă energie, da. Să taie și toate se îngreunează cu problemele lor. Da. Zice, nu cu copii, nu. Nu taie? Zic, se refac. Toate legăturile de iubire, da, se refac. Că uite, ne și întreabă dacă are legături karmice cu soțul, Dorel, copii, Iulian, Ciorceta, cu nepoata, deci dacă are legături... Cu soțul, karma. Când ai zis soțul, o văd în bărbat. Da. Undeva prin Irlanda, în gen de căruță, vină cu porumb, cu napi, cum nu știu ce e acolo, doi boi. Și ține așa de hățuri și e foarte nervos. Soția, care ar fi soțul, stă lângă, dar parcă așa chircită. Baidă cu cotul, ba, deci mereu... Se împungea. Da, da, nu îi convenea. Era foarte autoritar și parcă nimic nu făcea bine soția. Mereu avea ceva de... Avea frică de ea, de el. Ok, aici o viață și probabil și cu fata Georgeta, cu Iulian am văzut băiatul, legătura karmatică. Mai are fata Georgeta și nepoți și părinți. Noi știm că toate sunt legături karmatice. Da, da. Bine. Hai să scoată... Să terminăm cureți. Cu ceacrele. Păi, te ce zic asta? Zic să curețe da. Mai departe. Așa. Ceacra 4. Un verde închis, mai cu tăieturi un pic. Păi avea și da. Acolo. La inima da. Energetică am văzut chestia. Da. Da. Multe dezamăgiri. Dezamăgiri, așa. Da. Mm-hmm. Învârte da. Ceacra, Daniela, până când se energizează și energizează toată zona. Da. O mai văd așa stând, gândindu-se la trecut. Mm-hmm. Anumite chestii, ce ar fi fost dacă ar fi fost. Mm-hmm. Ăla este trecut, nu se mai poate schimba nimic. Și da. Știe. 5. A 5 are ca un gen de colier. Din acela din macrame parcă ar fi făcut. Mm-hmm. Deci așa ca o bentiță și aici pe ceacra 5 iarăși ca un fel de cruș. Mm-hmm. Șetătură. Ca un mileu arată practic. Da. De aici și problemele la tiroidă, noduli? Da. Nu, scoate mileul ăsta. Adică învârte ceacra că s-a... Zice, nu, zice. Zice, nu, zice, aia am înghițit mult. Am înghițit fata mea, așa zice. Mm-hmm. Multe urma lucruri nu le-a spus. Să fie bine și uite. Mm-hmm. Bine, da, macrameul lasă-l prin învârtirea ceacrei. Iese, se desprinde singur, da? Da. Așa și acum și energizează bine zona. Da. Văd înăuntru, în urechea interioară, cum ar veni, da. Ca două bile negre. Uh-huh. Dar ăstea de la ea. Mhm. Uh-huh. Ca și cum ce aude, nu vrea să o mai pătrundă, să le mai magazineze, să mai informația, mm-hmm. știi? Dopuri și-a pus. Da, și-a pus dopuri, ca să nu se mai contamineze cu povești. Mm-hmm. Scoate așa le astea. Scoate și peste afară. Ți-o ia urechile câteodată. Mm-hmm. Ceacra 6. Deci ce-o văd, tot că clipește mult din ochi și lăcrimează ochii, cum se ridică, văd ochelarii, se scarpină mult la ochi. Da.
Și în fizic lăcrimează mereu. Da. Scoate din chakra 6 ca un gen de plasă, parcă ar fi plasă de pescuit. Da. E pus în toată zona asta de a ochilor și parcă și în creierul plins în plasa asta. O de la fel. Nu, asta e de la ăștia doi arhangheli. Scoate afară o arde. Energizează, da. Învârte chakra puternic. Asta n-am văzut-o, da. Era aici. N-are nimic, am prins-o. Da. Așa. Iese. Un pic mai greu, dar a ieșit prin 7, da. Bine. Hai să ne conectăm cu, să se conecteze cu partea eterică. Curăță un pic canalul. Da. Țopă, uite așa, țopă, e partea eterică. Da. Se iau de mână și țopăi amândoi. Bucurie mare, da? Da, se învârt așa ca copilași, știi cum se învârt. Țin de mâini. Super. Acum să caute și conștiința, să se s-o curețe, să îmbrățișeze. Ce? Făci așa, hai de conștiință, hai. Hai, băi. Super. Cred că îi plac dansurile populare. Da? Îți plac nuța dansurile? Da. Ok, sau poate cine știe, așa se manifestă, o să vedem, Daniela, de unde e ala. Da. Așa. S-au îmbrățișat. Da. Acum, număr de la 1 la 3 și sunt în supra-suflet. 1, 2, 3. Da. Așa. 22 sunt aici. Fac o chestie ciudată. Da. Deci sunt așa în șir indian și parcă ar face ca dansurile alea chinezești. Știi când unul stânga, unul în dreapta, un cot da, capetele da, așa. Da. Ok. Și a intrat în rândul, în poziția a ei? A intrat în rând, da. Acum da, se... ca și cum mișcarea asta și le fac, își rescriu, se... Ok. Nu știu, codul. Așa fac ei. Așa da. Să-și facă prin această mișcare, să-și curețe, să-și recalibreze toate codurile, partea subliminală. Da. Și acum, deci inclusiv să-și găsească, să-și rememoreze, să-și revadă și codul de ieșire din Matrix. Da. Și să știe că atunci când va pleca, dacă va vrea să nu se mai întoarcă, să plece din Matrix, se declanșează automat, da, acest cod. Da. Acum hai să ne uităm, Daniela, să se uite, adică, și să ne spună sufletul care a fost prima experiență după ce a plecat din supra-suflet. Uite, număr și mergeți acolo. 1, 2, 3. Deci, văd în formă energetică. Este un plan aici, mai mult. Da, da. Plan energetic. Da, fac un gen de sărituri. Ca și cum ar sta pe o stâncă și se aruncă în gol, în aer. Ca și cum învață să zboare. Între ei, din supra-suflet. Câte pese? 12. Da. Țin mâinile așa lipite pe lângă corp. Da. Și parcă în momentul când se aruncă se transformă ca într-o fluturaș de ăsta de badminton. Partea din spate se deschide un pic. Ca o fustă. Da. Spate. Ok. Și unde se aruncă? Hai să canalizăm aici. Da, nu știu ce
Partea subliminală, să vedem ce ne spune, Daniel. Da. Când ești gata, îmi spui. Da. Număr de la 1 la 3 și lași partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3. Partea subliminală? Da. Am văzut aici, se uita și Daniela și încerca să înțeleagă ce făceați voi prin aruncările astea. Aici, în această existență. Învățăm să planăm. Da. Să ne menținem. Da. Cum să vă menținem? Ne menținem în anumite forme și energii. Așa. Pe nivelul de plutire, ca să zic așa. Pentru că atunci când vom ajunge în câmpuri mai greoaie, să nu planăm ca ghiuleaua. Și să rămâneți într-o vibrație constantă, cum ar veni? Da. Da. Și ați reușit? Ai reușit să faci asta? Uitându-te retrospectiv pe linia ta experiențială până în ultima experiență? Am reușit până la un punct. Așa. La un moment dat, energiile au fost atât de greoaie încât parcă s-a așezat ca o greutate, ca un... mai puteam pluti în acel mediu. Unde se întâmplă asta? Când ne-ați mai, când ne-ai mai reușit? Pe Sirius. Da. Adică ai zis tu că din cauza gravitației, gravitația din anumite, de pe anumite sfere nu v-a mai permis să mai mențineți această... Da, energiile în sine, energiile, materia. Materia. Da. Și când n-ați mai putut, n-ai mai putut să menții acest echilibru vibrațional, ce s-a întâmplat? Pe Sirius aici, de exemplu. Atunci simt corpul energetic greu. Mai am acea senzație de plutire, de... flotare, de... cum da. Se numește? Și... dar poate că nu puteai. Voi ați luat în calcul acolo unde ați, în planul energetic, în prima experiență, că dacă veniți în câmpuri grosiere, în materie, nu, nu o să mai puteți. Ați luat toate, toți acești... tocmai asta învățam. Aha, parametri. Da, parametri. Deci dacă ați luat în calcul... energetic, da. Ți-l menții la o vibrație înaltă, da. Ca și cum... momentul în care zbori, da. Parcă ai topi acea materie, trece prin ea ca prin apă, ca prin da. Aer. Păi și de ce totuși n-ai reușit? N-ați reușit totuși când ați venit în practică, cum ar veni pe Sirius? Ce s-a întâmplat? Ceva asta n-a funcționat. Am fost păcăliți. Înțeles. În ce sens? Sens că aici putem face o școală de pregătire pentru coborul apoi în materie. Ah, și cine v-a spus să faceți? Adică să veniți aici, acolo pe Sirius. Pe planeta care eram, au fost PS-uri care au fost acolo. Da, ah, și ele au spus, erau informații între PS. Erau informații între PS, dar PS-urile erau interferate deja. Am înțeles. Mi-a transmis aceste informații. Și voi, bineînțeles, că ați crezut pentru că n-aveați de unde să știți care era situația acestor. Practic, luați informația de la alte suflete și ați considera că este informație sinceră, da? Da, nu m-am avut de-a face cu nesinceritate. Câte experiențe ai avut în total? 2824. Și pe Terra? 126. Ok. Cu ființele alea care i-am găsit, care ți-au dat de furcă și în ultima existență, încă mai îți dădeau de furcă,
Arhanghelii ăia, Rafael, Gabriel, Michael, atâtea fedele, cu ăștia, cu arhanghelii ăștia, unde te-ai întâlnit prima dată? Pe Tera sau înainte? Văd înainte. Sunt un gen de stație. Da. I-au adus de pe Sirius aici. Da. Stația respectivă. Da. I-au spus că vom fi îngeri. Că vom coborî în materie pentru a proteja și a ajuta alte PS-uri să-și facă experiența. Și chiar ai făcut, ai avut experiențe din plan energetic să ajuți alte ființe? Adică chiar... Eu m-am văd că ceva nu înțeleg. Da. Și am pus o întrebare la care mi s-a răspuns foarte tăios și în momentul ăla mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am zis Cui ai că pus întrebarea, scuze, că te întrerup. Este unul luminos care ar avea și aripi. E unul din ăștia? Trei, dacă te uiți? Rafael, Michael. Rafael. Era Rafael ăsta, da? Și ce ți-a răspuns? Ce ți-a spus? Am întrebat că m-aș putea eu să veghez pe cineva care experimentează în materie. M-aș putea să-l sfătuie, să-l ajut, dacă eu nu am făcut acea experiență. Și Ca ce a să spus? poți să ajut, să sfătuiești pe cineva, trebuie să fii tu empatizezi profesor, cum ar veni la rândul tău, să la stăpânești. Experiențele respective, da. Și Și a ce ți-a spus că nu răspuns? suntem acolo ca să punem întrebări, ca să executăm ce se spune. Ok. Și apoi? Și am simțit o senzație puternică în piept, în inima energetică, ca și cum mi-am dat seama că... Nu sunteți la locul potrivit. Da. Și atunci? Câți erați aici, suflete, debarcate pe stația asta? Când ai venit 20.000. Tu? Pa, ok. Și ai încercat să atenționezi PS-urile? Sau ai păstrat pentru tine? Sau n-ai putut, n-ai fost în stare să faci ceva? Simt, văd, parcă pleacă informația de se oprește undeva. Ca și cum aș fi într-o cupolă. Închisă. Da. Și dacă te uiți acum... Ce era? O construcție energetică? O cușcă? Faraday? Să zicem, tip. Erau tuburi. Era într-un tub? Da, tuburi cu care ne-au transportat. Care blocau comunicarea da. Între voi? Da, între PS-uri, da. Ok. Dacă te uiți acum... Suntem repartizați pe... ca și cum ar fi ierarhii. Da. Fiecare împărțiți pentru anumite experiențe, situații. Cum v-au împărțit după ce criteriu, adică spre anumite experiențe? După ADN-ul vostru, cumva? După vibrație, după vibrație, după ADN, după firul de abilități. Experiențe. Da. Abilități, da. Ok. Dacă te uiți acum, poți să definești unde ești, unde a stat aici, stația asta, ce stație era, a cui era, cine era șeful aici? NKI. Enki? Da, ceva de gen. Și... După aceea, ai început, v-au trimis în materie? Sau întâi ați sfătuit pe alții din materie, suflete?
Mi-au dat un rol prim Da. de sfătuire, dar eram corelați, coordonați printr-un gen de legătură. Deci, practic, nu aveam libertatea de a sfătui noi. Da. Ca și cum ni se transmitea de la alt nivel. Un fel de înger păzitor, cum ar veni, anulăm Da. Această. Da, nu le... Da? Deci Da. constatăm că, într-adevăr, ei, aceste ființe, folosesc această, să zicem, acțiune de înger păzitor, dar numai acei îngeri păzitori nu pot sfătui cum ar trebui corect părțile subliminale, ci sfătuiesc ce vor ei, aceste ființe Da, interferatoare. este ca și cum eu, să zic, preiau informația de la tine, da, problema ta. Mai departe este transmisă la superiori. Dar Procesată cum vor ei. Da, Și pe apoi baza prin... karmelor și Da, așa ce mai fac ei. departe. Și apoi ți-e transmit ceva ca să transmiți acelui suflet. Ok. Iar tu ai sesizat că nu era ceea ce ei îți transmiteau, nu concorda cu... Mai sunt care am transmis altceva decât ce ni s-a transmis să transmite. Adică ați transmis ce era bine pentru acel suflet. Ați mai Da, făcut? Asta ai făcut și tu? am mai făcut, da. Și Și am te-a fost prins? pedepsiți. Da. Și a urmat, v-au trecut în materie pe voi la Nu încarnări, doar da? noi, nu doar noi am fost pedepsiți, ci și sufletul respectiv pe care l-am sfătuit. Ok. Aici a fost durerea mea. Cred că aici, pentru că zici tu că ai făcut rău și altor suflete, vând să faci bine, da? Da. Vreau să uite ce faci acum. Toate sufletele acestea, sau câte sunt, unul sau câte ai, pentru care tu simți vinovăție, înțelege că îl chem și îi spui, sau îi chem, le chem și le spui că tu ai vrut să faci tot binele pentru ei. Nu ai știut că urmează o pedeapsă și că ea or să prind. Da? Iar că acum înțelegi toate aceste lucruri și ceri iertare acestor suflete. Nu mai plânge, da? Totul are o rezolvare atunci când conștientizezi. Da. Câte suflete sunt? Sunt multe, mii. Mii? Ok, la toate le explici situația aceasta. Ce ne-ai explicat? Ce mi-ai explicat mie? Le arăți cum stau lucrurile și ce s-a întâmplat și ce ai vrut tu să faci, da? Da. Practic. Și ce s-a întâmplat după aceea. Și le ceri iertare. Le dai toată informația din această sesiune, toate informațiile care tu le știi. Cumva din sufletele astea fac parte și din cei care mi-ai enumerat tu, din familia ta, fata, da, mama, tata, fac parte dintre acestea, suflete? Ok, transmite-le informația la toți. Și da, spune-le că îi iubești și îmbrățișezi, pentru că sunteți suflete. Iar tu ceea ce ai vrut să faci, ai vrut să faci spre ajutorul lor, da? Da. Bine. Eu îți mulțumesc. Și număr de la 1 la 3, mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Ok, Dana. Hai să facă declarația da. Finală. Acum am înțeles, de fapt, legătura ei, ce nu vrea să taie. Și avea acea nedumerire la început. Civilizația lui... Acum înțeles? Da. Înțeles tot. Ok. Acum aș face declarația. Da, declar acum și definitiv. Nu le și ne-a venit de toate contractele pe care le-a încheiat vreodată, conștient sau inconștient,
cu orice ființă de joasă sau de înaltă vibrație, cu viață sau fără viață, din orice timp, spațiu sau loc sau din afara timpului și a spațiului și a locului, în orice dimensiune, densitate, galaxie cu plus sau cu minus, univers cu plus sau cu minus, stea, planetă, asteroid cu plus sau cu minus și de pe orice linie temporală adevărată sau falsă, din trecut, prezent sau viitor, care n-a avut în vedere interesul ei cel mai bun. Da. Să-și retragă tot ADN-ul dacă mai e pe undeva, aspecte, da, până la ultimul foton, de pe oriunde. Da. Să rente, șterge tot. Da, informații de prin arhive, de la entități. Da. Linia ce face cu ea? Experiențială. Face așa, că nu... O distrugi. Da. Așa. Iar acum Daniela, din suprasuflet, își deschide canalul de abundență, coboară pe el, până aici și acum, iar tu o supraveghezi, număr de la 1 la 3 și sunteți aici. 1, 2, 3. Da. Ok. Aș vrea să ne uităm un pic pe două puncte. Faptul că nu se putea concentra și n-a putut să învețe nicio limbă străină. Era și casca și plasa respectivă. Mm-hmm. Și dacă acum va putea să învețe. Acum zice că poate să învețe tot ce vrea ea. Doar să-și propună. Să fie mai sigură pe ea. Mm-hmm. Ca și cum simt că mereu caută validare sau înainte de a face ceva, ca și cum cineva trebuie să confirme că e ok. Dar acum știe că nimeni nu poate să confirme nimic în afară de tine, de ceea ce simți tu. Întreabă de acum încolo, nu ți-au să-și întrebe sufletul, da? Da. Acel lucru din interior care vine. Da. Așa, și mai vreau să... Dacă uleiurile astea naturale pe care le folosește, dacă sunt bune și dacă îi fac bine, uite, i-au reparat și degetul foarte în timp foarte scurt. Da, deci văd esența lor cum ar veni luminoasă, doar că vine informația că în timp, din cauza cererii foarte mari, au stricat calitatea. Va strica calitatea pentru că producția nu se va face rapid, va trece pe cerere. Pași. Aha, înțeles. Și nu se mai creează plantele în mod natural, ci probabil vor fi stropite sau ceva de genul. Sau... Da. Ok. Bine. Hai să-și curețe casa. Să verificăm, Daniela, adică să verificăm. Să te uiți. Și să spunem că toate acele entități care mai erau au dispărut, fost eliminate prin declarație. Da, mai stau la gura portarului cum ar veni. Da. Cauza obiectelor de cult din casă. Uh-huh. Se închide capul și se uită, știi? Da, prin portalele care se deschid. Hai să-i spunem, deci, Nuța, orice obiect, dacă mai sunt în casă și le ții pentru tatăl tău, le spui că nu le dai nicio valoare, da? Treci pe lângă ele și le spui că nicio valoare nu le dai. Sunt practic nimic înseamnă pentru tine. Asta ca să nu mai poată deschide portale, ceea ce reprezintă acolo, da? Da. Și acum curăță. Da. Văd pe tavan în dormitor multă energie uscoasă, neagră, ca și cum ar fi lipită. Da. Curăță și aici. Da. Văd cum se gândește înainte de somn, ca și cum gândește multe. Trebuie mai puțin gânduri, da? Trebuie lăsat. Crești vibrația, îți crești. Eu am zis, eu am o metoda mea înainte de somn, când, mai ales când vin gânduri, pe respirație spun cuvântul iubire, în gând.
și simt cum dispar. Și te concentrezi pe respirație și o să vezi că dispar toate acele gânduri. Se dizolvă. Da. Și crești vibrație. Ok. A curățat, Daniela? Da. Bine. Acum să transmită informația către toate sufletele din familie, cui vrea. Și să taie încă o dată toate legăturile religioase, cordoane umbilicale de pe această viață. Da. Ok, noi mulțumim. Și la locul de muncă vreau. Și la locul de muncă. La locul de muncă poate să-și facă o bulă. Nu... Exact, că sunt mai mulți acolo și fiecare cu energiile lor și imprimă. Și atunci faci o bulă prin care, în care tu te miști la locul de muncă. Și ai grijă să faci fiecare dată când ajungi, nuța, să faci protecția, curățare și protecție. Și să faci bula asta în care tu te miști peste tot. Deci, practic, tu stai în bulă pe toată durata schimbului, să zicem, cât stai la muncă. Bine, a făcut? Da. Bine. Îi mulțumim părții subliminale pentru această călătorie și o invităm să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc înregistrarea.